Zice Adam către Eva după prima lor ceartă serioasă. Ești foarte norocoasă că nu te pot trimite la mama ta. Fetița de 6 ani stă în col supărată. Mama ei a pedepsit-o și vine și îi spune: știi de ce ai fost pedepsită, da? Știu, zice fetița, pentru că am tuns pisica. Dar am făcut-o pentru că l-am auzit pe tata că a zis că îi place pisica tunsă. El și ea într-un moment romantic și ea întreabă: mă iubești? Și zice: sigur că da. Dovedește. Și el: ce ai vrea să fac? Du-te și luptă-te cu un urs, omoară-l și adu-mi blana. A, păi nu se poate așa ceva, cum să mă lupt eu cu un urs? Caută altceva. Atunci dăm codul de Facebook. Stă el mirat și cât îi de mare ursul? Doi prieteni cam în preajma carnavalului, ziceau, vorbeau, stăteau de vorbă. Și zice unul dintre ei: duminică mă îmbrac mire. Iar celălalt mirat: de ce nu te îmbraci mai bine în clown? A, păi nu pentru carnaval, mă căsătoresc. Și zice prietenului: tot aia e. Micul și nepoțelul, care era în clasa 4-a, stăteau și se uitau pe geam. Dintr-o dată o vede pe învățătoare că vine. Și zice bunicul: ascunde-te repede, vine învățătoarea ta. Iar nepotul: ascunde-te tu, că i-am spus că ai murit. Doi bătrâni stăteau de vorbă și unul zice: am visat că azi noapte eram în Cuba. Și ce am visat eu? Că eram cu două femei. Păi și pe mine de ce nu m-ai chema? Păi n-am putut, tu erai Cuba. Copilul către tatălui: tată, azi noapte am visat că mi-ai dat 50 de lei. Da? Ai fost cu minte? Am fost foarte cu minte. Atunci păstrează-i. Doi prieteni la pescuit într-o barcă, pe un lac. Și zice unul: ăsta e al 10-lea pește care îl prinzi la arunci în apă. De ce? Răspunde prietenului: îmi place să mă distrez, de asta pescuiesc, pentru distracție. Păi și nu poți să-mi dai și mie câțiva din ei? Am 5 copii acasă de hrănit. De ce ai făcut 5 copii? Îmi place să mă distrez. O familie de indieni din America de Nord stăteau de vorbă și întreabă copilul: tata, ia spune, noi de ce avem nume așa ciudate? Și răspunde tatăl: pentru că în timpul procreierii s-a întâmplat ceva deosebit. Iar mama zice: acum ai înțeles capotă spartă? La restaurant, la o masă, stătea un bărbat și mânca o friptură. La altă masă era o femeie cu un câine. Și câinele se uita fix la el. Știți cum se uită câinii? Și zice bărbatul către femeia cu câinele: vreți să-i dau o bucată de friptură? A, nu, mulțumesc, suntem amândoi vegani. Când se uită mai bine bărbatul, câinele avea la gât o tăbliță pe care scria: salvează-mă, prietene, de idiota asta! Un patron se întâlnește pe stradă cu o vecină și vecina îi spune: să știi că am să-i spun nevestetei că te culci cu secretara. Și patronul: nu pot să aștept până la sfârșitul lunii? De ce? La sfârșitul lunii, ziua ei, și n-am nicio surpriză să-i fac. Două blonde stau de vorbă, zice prima: am trecut prin două accidente foarte groaznice și am scăpat cu viață. Cineva acolo sus are planuri mari cu mine. Și a doua blondă răspunde râzând: după cât îmi spui tu, eu cred că încearcă să te omoare. O blondă sună disperată pe altă blondă: am petrecut o noapte la hotel și nu știu să ies din cameră, ce mă fac? Păi nu există nici ușă. Ba da, sunt 3 uși. Una dă în baie, una dă în dulap, iar pe a treia scrie: nu deranjați. O blondă cu bărbatul îi spune: am citit la tine la mesaje, în telefon, și am înțeles că mă înșeli. E adevărat? Nu e adevărat, nu e scrisul meu. Soțul către soție privind în grădină: ia uite de nevastă, chiar se leagănă un elefant pe o pânză de păianjen. Iar ea îi răspunde uitându-se foarte urât: tange-n gură, bă, nu vezi că e mama? Băiatul pleca de acasă ca să trăiască singur, vine și spune mamei: mama, n-am bani de chirie. Și mama îi răspunde: dacă n-ai fi fumat, ai fi avut bani să-ți cumperi 4 case până acum.
Iar băiatul zice, da, fumează? Nu. Atunci spune să-mi dea una dintre acele patru case să nu mai plătesc chirie. Să întreabă o blondă, oare de ce am două surori, iar fratele meu are trei? Și altă blondă însărcinată se întreabă și ea, o fi al meu? N-o fi al meu? O bătrânică stătea pe bancă cu pisicul în brațe. Dintr-o dată, în față apare o zână cu bagheta magică și spune, pentru că ai fost o femeie extraordinar de bună, cu minte liniștită, vreau să-ți îndeplinesc trei dorințe, spune-le. Când aude bătrânica, zice, vreau să fiu tânără și frumoasă. Face zâna cu bagheta, să face bătrânica de 18 ani, frumoasă, foc. A doua dorință, vreau să fiu bogată, să am bani și o casă, și o casă mare, o vilă, o palat, o gerudea. Face zâna cu bagheta, apare casa, frumoasă tot. Și dorința numărul 3, vreau ca acest motanel să fie un bărbat extraordinar de frumos. Face zâna cu bagheta, se transformă într-un bărbat extraordinar care șoptește la ureche. Devenim bărbat. Nu-ți pare rău că m-ai castrat? Trenul Timișoara-București. O blondă se duce la clasa 1 și nu voia să plece de acolo. Vine controlorul, îi spune, ai bilet de clasa 2. Ea răspunde, sunt blondă, sunt frumoasă, merg să stau la clasa 1. Face scandal, nu vrea să plece, ce să facă? Nu vrea. Îl cheamă pe șeful de tren. Uite, se întâmplă ceva, o fată blondă nu vrea să plece, să ducă la clasa economică, pentru că e blondă, e frumoasă. Ai, blondă, zice șeful de tren, lasă că și nevasta mai tot blondă. Eu vorbesc limbajul lor. Se duce la ei, spune ceva, se ridică blonda, cere scuze și pleacă. Mirat, controlorul întreabă, dar ce s-a întâmplat? Ce ai spus? A, nimic, i-am spus că garnitura asta nu merge la București. El și-a împat după o noapte nebună și el foarte fericit. Iar ea, de vreo jumătate de oră, tot îi mângâia biluțele. El, contrariat, și-o întreabă, dar de ce tot îi mângâi biluțele? Ce s-a întâmplat? Ei, zicea nostalgică, îmi amintește de ale mele. Ion se duce la popa la săpat. Când ajunge acolo, popa îl întreabă, nu ți-ai adus apă? Păi n-am adus. A, lasă că am eu. Te duci în casă și vezi că am fetele acolo și le spui, dați-mi repede două sape, că să începe munca. Zici și făcut. Urcă Ion la fete, urcă în camere. Ce se gândește el pe drum? Ia să le zică altceva, pentru că fetele erau frumoase, grăsuțe, cum sunt fetele de popă, și zice către una dintre ele, m-a trimis tata vostru ca să vă trag la amândouă. Și el zice, dacă nu credeți, întrebați-l. Una zice, pe amândouă, da, pe amândouă. Iasă afară și întreabă, părinte, pe amândouă? Și popa zice, da, pe amândouă, sigur că da, pe amândouă.